Salut! Sunteți pe canal Cool Family și astăzi mă duc să spăl mașina, pentru că noi am venit din călătorie din România și timp de tot drumul acela s-a murdărit. Pot să vă arăt cum este murdarea și apoi vă arăt procesul spălării, ștergerii și cum va fi curată. Ia uitați! Este murdară peste tot. E foarte urâtă în felul acesta. Da. Este de colb. Aici Melissa i-a reversat suc. Da. Ia uitați. Ia. Aici nu știu unde, dar s-a murdărit. Da, ia așa. Aici pe fereastră, nu știu dacă se vede tare. Dinăuntru se vede mai bine. Ele așa arată dinăuntru. E murdară. Și trebuie să ne ducem să o spălăm. Așa că acum ne ducem să spălăm și vă arătăm și procesul spălării. Eu mă duc împreună cu Iulian, fratele Olgai. Nu se vede. Ia gădălăi. Se vede, super. Sau mă dai la o spălătorie auto să te speli ei și de obicei vă spală bine. Sau să te speli tu. Scoți căldarea cu apă, cârpa și lângă casă o speli. Nu, este și o altă modalitate, sunt spălătorii auto unde te duci și speli tu mașina, tu personal. Și acum veți vedea cum e asta. Parcăm aici. Și ieșim din mașină. Avem așa un pistolet cu care vom spuma mașina. Eu introduc două jutoane. Unu și doi. Да, запорни.
lăsăm ca spuma să-și aibă efectul său. Murdărie să se moaie bine cu spuma aceasta și apoi o cotim pe apă. Asta a fost apă cu ceară, ca să fie mașina mai ușoară. Acum o șterge cu cârpile, pe apa aceasta să nu rămână pe mașină. S-a primit. S-a curățit.
Mi-am spălat mașina, în sfârșit. Asta a durat câteva timp, dar totuși am făcut-o frumoasă, așa cum ați văzut-o și voi. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți like, să vă abonați la canalul Cool Family. Pe curând, pa, pa, ciao!